acesta, de asemenea, Fundația Renato Osată a făcut o acțiune care s-a desfășurat pe tot teritoriul Republicii Moldova, de la nord până la sud. Este vorba de niște cadouri, pachete care conțin dulciuri, biscuiți și tradiționala păscuță pentru sărbătorile de Paște. Au fost beneficiari a acțiunii noastre și copiii din centrele sociale, de asemenea bătrânii din azilurile de bătrâni și mulți alții care, de fapt, încercăm prin această acțiune să le aducem un zâmbet de Sfintele Sărbători de Paște. Pentru că Paștele este acea sărbătoare care ne unește în bune tradiții, ne unește în gânduri frumoase și cu acest prilej îmi permiteți din numele lui Renato Usatăi, din numele Fundației Renato Usatăi, să aduc cele mai sincere și calde felicitări cu ajunul Sfintelor Paști și să doresc multă lumină și căldură în suflete și ca bunul Dumnezeu să ne poarte de grijă tuturor. Că будет душа и долго петлистой дорогой, что жизнь зовется моей, от вас намного теплее, от вас намного светлее.